conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Asociația Studenților Catolici din Iași își redeschide porțile după perioada de vacanță. Este în pregătire atât liturghia de deschidere a anului universitar, care va avea loc duminică 9 octombrie, cât și balul studenților Boboci, care va avea loc în schimb sâmbătă la subsolul Bisericii Sfântul Anton de Padova, sâmbătă 8 octombrie. Nu sunt însă singurele activități pe care ASCI le promovează. Acestea sunt doar primele, să spunem așa, dar ce reprezintă de fapt această asociație și pe cine invită să ia parte la toate aceste proiecte frumoase și interesante pe perioada studenției. Ne dorim să aflăm de la invitata noastră și ni se alătură aici în studio Bianca Maria Munteanu din partea Comisiei de Organizare Asociația Studenților Catolici din Iași, ASCI așadar. Bună dimineața și bun venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Dacă ar fi să descrii, de ce nu, pentru cei care ne ascultă, pentru poate viitorii studenți sau actualii studenți care se reîntorc aici la Iași, dar nu au luat încă acest contact cu Asociația Studenților Catolici din Iași, cum ai prezenta-o? Eu spun așa, Asociația Studenților Catolici din Iași se autodefinește prin însăși numele ei, pentru că practic este o adunare de tineri care nu vor să lase ca impactul acestui oraș universitar să-i prindă singuri, știți? Noi suntem de părere că, nu mai țin minte cui este asociat acest citat, dar bucuria împărtășită se mărește, iar durerea împărtășită se micșorează. Și exact despre asta e vorba. Când, exact ca un bebeluș care abia începe să-i țină pe picioare, tot așa și noi aruncați în ea și începem să învățăm să mergem. Și ca orice proces care are un final trainic și frumos, cuprinde și momente de presiune și momente de oboseală, pe de altă parte, momente de entuziasm și perseverență, iar cei care fac parte din ASCI spun, domnule, eu nu vreau să fac asta singur. Există aici o mină, un fond extraordinar de energie și nu vreau să las să treacă de lângă mine. Aș vrea să am 50 de mâini, 100 de picioare, să le fac pe toate. Și cel mai frumos, ideile și șansele noastre se dezvoltă împreună. Pe lângă faptul că putem lua parte din când în când la activitățile sau la proiectele ASCI, știm că pentru cei care doresc ceva mai mult, de obicei la finalul anului, în luna decembrie, are loc și adeziunea la Asociația Studenților Catolici din Iași. Cum are loc ea, ce reprezintă practic și ce își propun studenții care fac acest pas? Adeziunea reprezintă practic gestul vizibil de aderare la grup. Este angajamentul pe care ți-l iei față de Dumnezeu să-L glorifici în primul rând prin intermediul oamenilor cu care ești în asociație și de acolo în lumea întreagă. Să ținta este să fii cea mai bună variantă a discipolului care e chemat să fii. Adeziunea e practic decizia de a-ți asuma responsabilitatea și curajul de a face asta public pentru a fi inspirație pe mai departe. Se realizează la liturghia specială pentru adeziune. Participanții vor primi o eșarfă albastră cu însemnele ASCI și înainte de aceasta se face o zi de reculegere, pentru că așa cum ne-a învățat însuși Iisus, care s-a rugat mereu, dar în special înainte de momentele foarte importante, avem și noi un moment de interiorizare, de meditație, de asumare, de responsabilizare. Cu alte cuvinte, să înțelegem mai bine ce urmează să facem, nu? Da, să fim pe deplin conștienți. Până ajungem să la acea liturghie de adeziune care, spuneam, de obicei are loc în luna decembrie, aminteam și mai devreme faptul că pregătiți din plin liturghia de deschidere a anului universitar, dar și balul studenților Boboci, pentru că, nu-i așa, este această perioadă frumoasă și nu trebuie ratat nici acest bal. Unde se vor organiza, când vor fi, la ce oră, pentru cine, ce ne spui? În primul rând, balul Bobocilor va avea loc pe data de 8 octombrie, la ora 20, la subsolul Bisericii Sfântul Anton. Și este pentru
În primul rând este o invitație pentru boboci, ca să-i integrăm în familia aceasta, pentru că știm cât de debusolați pot fi. Eu, de exemplu, când eram în anul întâi și mă gândeam că este balul bobocilor, eu sunt boboacă, dar nu-i pentru mine, e pentru ceilalți boboci, mai extrovertiți, mai care au mai multe cunoștințe. Și e foarte fals, pentru că balul bobocilor este despre noi care venim în întâmpinarea lor, nu este despre ei care trebuie să fie într-un anumit fel ca să facă parte din grup. Ordinea e inversă. Întâi intră în grup și apoi cresc și creștem împreună cu ajutorul lor. Și îi așteptăm pe toți, în special pe boboci, ca să integrăm, dar și pe cei mai mari ca să îi integreze, pe data de 8. Iar liturghia, care va avea loc pe data de 9 octombrie la ora 16, nu putem să începem altfel, într-un alt mod mai minunat. Este despre cum noi aducem pașii noștri natural, tot ce putem să facem noi mai bun și spunem, Doamne, ăsta e anul universitar, o să dăm tot ce avem mai bun, o să dăm din coate, o să încercăm. Noi aducem pașii noștri natural și El aduce supranaturalul. Și dacă tot am vorbit despre liturghie, le spunem și ascultătorilor, celor de acasă, faptul că începând de anul acesta, practic, preotul asistent al acestei asociații este părintele David Eduard Cristian, vicar aici la catedrală, așa e? Da, da. Și îi urăm mult succes, pentru că este o nouă misiune și pentru el, dar cu siguranță, deși este boboc, dacă tot vorbim despre boboci, în această misiune, cu siguranță se va descurca foarte, foarte bine și îl veți ajuta și voi să înțeleagă ce reprezintă mai îndeaproape această misiune. Ce ar fi sau cum ar fi programul pe următoarea perioadă, pe lângă această liturghie, acest bal al bobocilor, practic, ce alte activități le mai propuneți studenților? În afară de balul bobocilor, liturghia de deschidere, mai încolo adeziunea cu reculegerea dinainte, avem catehezele în fiecare luni de la ora 20:30 la oratoriul Dominic Savio din Bularga și mie mi se pare esențiale pentru că avem nevoie în lumea asta atât de confuză de busola absolută. Avem nevoie să ne construim valorile și principiile foarte corect și putem face asta foarte bine și frumos acolo și cel mai important, cea mai importantă activitate din punctul meu de vedere este adorația de joi de la ora 20:30 tot la oratoriu Dominic Savio în capelă, pentru că dacă e să vorbim despre Isus în lume, încercăm să-L cunoaștem, mereu vorbim despre El. Momentul esențial și care de fapt central, e central și care ne dă forță este când vorbim cu El și asta ar trebui să fie fundamentul. Plus că e greu să vorbești despre cineva pe care nu-l cunoști, nu? Exact. Și atunci mai întâi trebuie să-l întâlnești ca apoi să poți să vorbești despre el. Aminteai că aceste activități, parte dintre ele, au loc la Căminul din Bularga. Dacă sunt studenți care nu locuiesc în acest cămin, au acces? Pot participa? Bineînțeles. Căminul este doar sediul și care are la etajul 4 sală de cateheză, destul de încăpătoare, și capela. Deci să nu se sperie studenții care nu locuiesc acolo, cum că nu ar fi primiți. Din contră, sunt așteptați toți studenții, în mod deosebit cei care sunt acolo, pentru că nu e așa, este foarte aproape, dar și pentru cei care poate și-au găsit alt loc de cazare. Așadar, de ce invitați pe tinerii studenți să se înscrie la ASCI și să participe la toate aceste proiecte frumoase și, cum spuneai și tu, deosebit de importante, mă gândesc mai ales la cei care sunt aruncați așa în aceste valori ale studenției, dar și într-un oraș nou, pentru prima dată să aibă totuși un nucleu, un grup alături de care să crească, cum amintești tu. Pentru mine, începutul facultății, eu nu am prea multe așteptări, adică las anul să mă surprinde și de fiecare dată o face. Dar pot spune cu zâmbetul pe buze că anul 3, care a fost marcat de experiența ASCI, a fost cel mai frumos sezon. Eu privesc fiecare an nou ca un nou sezon cu noi oameni, noi intrigi, noi deznodăminte. Și anul în care am activat în ASCI, pentru că a fost mai greu înainte și cu pandemia și, cum am spus, când am fost boboacă, mi-a fost frică, așa, a fost de departe cel mai frumos și interesant. Și Iisus ne-a spus că suntem, că nu suntem pentru lumea aceasta, dar totuși trăim în ea și atunci e greu. Și avem nevoie de oameni care să înțeleagă că sunt împreună partea a mădulare a trupului lui Hristos și că prin
activarea, activitatea fiecăruia unică prin aportul lui, reușim să facem excelență în toate activitățile. Iisus nu ne-a chemat să supraviețuim lumii, ne-a chemat să fim excelenți. Și cu fiecare tânăr care decide să-și ascundă lumina asta, noi toți cei din jur suntem puțin mai săraci. Exact. Și le spunem celor de acasă faptul că tu ești studentă la medicină, nu-i așa? Deci cumva, oricum, timpul tău liber, să spunem, este cumva limitat din prisma multitudinilor informațiilor, nu-i așa, pe care trebuie să le acumulezi, și cu toate acestea, chiar și un student la medicină își poate face timp pentru suflet. Deci oricine își poate face timp pentru suflet. Bineînțeles. Mulțumim mult, Bianca. Ce să spun, noi nu mai suntem studenți, dar ne-am înscrie la, și doar pentru această bucurie, așa. Dar putem veni, nu? La câte o activitate așa, în, ca și invitați, de ce nu? O promitem că nu facem mult zgomot, stăm într-un colț și ne bucurăm de voi și de ceea ce faceți. Dar pentru cei care sunt studenți, într-adevăr, să profite de toate aceste momente, care până la urmă sunt pregătite și realizate pentru ei, și ar fi păcat să nu le bifeze așa la finalul studenției, să spună că au făcut și asta și au crescut mai frumos datorită ASCII. Mult succes în toată activitatea, mult succes și în noul an universitar, ție și tuturor celor care fac parte din ASCII și cu care lucrez, și să auzim de cât mai multe proiecte și activități frumoase pe care le pregătiți. Mulțumim din suflet, Doamne ajută! Mulțumim, îi mulțumim invitatei noastre, a fost alături de noi până în acest moment, Bianca Maria Munteanu, din partea Comisiei de Organizare a Asociației Studenților Catolici din Iași.